Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi suntem în 17 mai, vă prezint evoluția roșiilor din seră. Am făcut lucrările de copilire, de foliere și formarea unui singur vârf de creștere. Din păcate nu am reușit să vin să îl îndepărtez la timp și a crescut destul de măricel. Acum 3 zile am venit și am îndepărtat vârful de creștere acolo unde s-a impus. Pentru că dacă nu venim la timp, ei bine, în 2-3 zile se dezvoltă foarte repede atât vârful de creștere cât și lăstarii. Și cu cât îi îndepărtăm când sunt mai micuți, cu atât e mai bine, pentru că rana este mai micuță. Dacă lăsăm să crească mai mult, atunci și rana va fi mai mare. Vă spuneam în videoclipurile trecute că eu am grijă că atunci când fac aceste lucrări să îmi dezinfectez mâinile cu apă oxigenată, chiar dacă folosesc mănuși, sau dacă nu, foarfeca. Chiar și așa, cu ustensilele dezinfectate, totuși rana este foarte mare când îndepărtăm un lăstar sau un vârf de creștere la grosimea asta. Și atunci eu am venit suplimentar cu cenușă. Am presărat pe rană, pe rana deschisă, cenușă, acolo unde am făcut tăietura, ca să dezinfectez rana produsă, ca nu cumva să-mi intre mie aici să creez o portiță pentru ciuperci, pentru virus, bacterii. Pentru că prin aceste lucrări se creează portițe favorabile dezvoltării bolilor. Și aplicând cenușă pe rană, izolez portița, ca să zic așa, de intrarea bacteriilor și în același timp, prin dezinfectare cu cenușă, în același timp se și fertilizează, pentru că cenușa este foarte bogată, după cum bine știm, în potasiu, calciu, fosfor. Și este un bun îngrășământ pentru plante. Roșiile sunt foarte bine, le-am palisat. Au început să lege și primele roșioare. Reamintesc faptul că le-am stropit în urmă cu câteva zile, vreo 4-5 zile, cu rostopască, cu maceratul de rostopască, pe care îl pun în colțul din dreapta, sus, pentru cei care încă nu l-ați văzut. Și s-au dezvoltat foarte bine până la acest moment. Singura problemă este spațiul, totuși prea mic. Între ele am pus 35 de centimetri ca și distanță și fiind un soi mare, totuși sunt frunzele cam măricele, dar eu am grijă să las un singur vârf de creștere ca nu cumva să fie prea mare tufa și să nu se aerisească suficient între plante. Bun. Acestea fiind spuse, dragilor, mă opresc aici momentan. Vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci eu vă doresc multă sănătate, spor la treabă să aveți. La revedere!